Bună seara! Sunt Natalia Cheptenea. Aici, Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Ana și Vasile Moldovan din Urdășei, raionul Telenești, povestesc că nu știu un băiat mai cuminte și liniștit decât fiul lor, elev în clasa 9. E foarte educat. Are 7 ani de acasă, cunoaște, că puteți întrebați și din sat. Ne-am stăruit tot pentru dâns și ne stăruim, că avem unii cu copil și ca orice părinte pentru copilul lui să stăruie, să fie tot bine. Totuși, un apel telefonic în ziua de 14 februarie i-a șocat pe părinți. Era colega de clasă băiatului care i-a anunțat că tânărul a avut un conflict. Sunt foarte traumată acum la cap, într-adevăr că avem numai un copil. Și ne-a sunat pe 14 februarie, m-a anunțat o colegă de clasă de-a lui Mihai, al lui băiatul meu, și mi-a spus că să mă duc la școală, să-mi prezentăm un părinte, după dumnealui să ne ducem să-l luăm, că e chicat fără conștiință, l-a bătut. Părinții nu știau despre ce este vorba până Vasile, tatăl copilului, a ajuns la școală. Când și-a văzut feciorul, bărbatul a încremenit. Adolescentul nu îl recunoștea. El nici absolut, el nu știe nici zi, nici lecții și lecții, cum s-au dus la școală. Băiatul său, care se afla în stare gravă, a stat fără supraveghere, fără vreun ajutor medical, iar nimeni din cadrele didactice nu s-a încumetat nici măcar să-i anunțe. Nu m-a anunțat nimeni absolut, nici directoare, nici ajutorul directoare, nimeni. Nici învățătoare. El nu ține minte nică și el putea să ducă, dar spornit pe drum. Dacă așa, el, trauma asta putea să cadă pe drum și putea să moară. Ce povestesc soții moldovani despre feciorul lor? Din ce cauză fiul soților moldovan a ajuns la spital? De ce profesorii sau administrația școlii nu ar fi chemat medicii în ajutor? Dar și cum au reacționat responsabilii instituției la venirea echipei noastre? Aflăm în această seară. Ana Moldovan a venit în această seară în platoul nostru să ne povestească cum s-a întâmplat incidentul în urma căruia feciorul ei a ajuns la spital, dar și de ce îi crede vinovați pe angajații gimnaziului din Pistruieni. Ana, bună seara, bine ați venit! Povestiți-ne cum vă amintiți acea zi, cum l-ați trimis pe băiatul vostru la școală, în ce dispoziție era el, în ce stare? Ca de obicei, îndată dimineața îl trimitem cu dispoziție bună. Și l-așteptam cu dispoziție să-i bun zvi acasă. Deci nu ați simțit să nu vrea să plece la școală? Nu v-a povestit că înainte, poate în ajun, că ar fi avut un conflict? În ajun a avut o zi mai înainte, a fost un concert. Numai el din o participat din clasă, din băieți. Dar eu am în vedere că nimic nu prevestea că are un conflict la școală și ce se poate întâmpla acolo. În ziua aceea nu, dar mai înainte îmi spunea că cam cu băieți îl mai lua așa, în șponși. Uh-huh. El mai bine tot învăța și nu putea să lua cu aiști mai răi. El mai mult, mai liniștit era. Dar atunci, în ziua aceea, de dimineață, era totul bine, totul părea bine. Cel puțin bine. Da, totul bine. Și eu nu eram acasă, eram la lucru. Cum ați aflat despre cele întâmplate la școală? M-a anunțat o colegă de clasă. M-a sunat pe telefon și mi-a spus că să ne prezentăm numai decât la școală, că băiatul nostru a căzut în fără conștiință. Cum v-a povestit? Dacă vă aduceți aminte, dacă puteți să-mi spuneți. Ce v-a spus fata? Mi-a spus că dumneavoastră, Tantiana, veniți, vă rog frumos, numai decât. Ori dumneavoastră, ori domnul Vasile, după Mihai, că e fără conștiință, e jos chicat. Așa era în momentul în care v-a sunat fata, că era fără cunoștință? Fără cunoștință. Și eu când am auzit, zic, cum așa, ce s-a întâmplat? Și v-a povestit mai departe. Spus, da, și dar înainte de a continua, haideți să auzim ce ne-ați povestit mai devreme despre fiul vostru, ca să vă cunoaștem mai bine familia și pe băiat. Atenție la ecran. Am avut 2 fete și le-am pierdut. La 7 luni le-a născut, vii, dar la spital a trăit o sutcă și a murit. Și Dumnezeu ne știe cât ne-a luptat să avem pe Mihai și Dumnezeu ne-a rodat să ne-l păzească Dumnezeu și în continuare să avem bucurii la dânsul. Vrea să-l dăm de polițist, el vrea. Și ne stăruiem că să mai strângem niște bani pentru dânsul, pentru școală. Dar acum care tot lucrăm și numai drumul.
în tătă ziua, câte 100 de lei drumul numai, să duce și mai iei ceva și la 200-300 trebuie să ducă zilnic. Să apere țara, așa ne-a spus, că vrea să apere țara, să fie liniște în țară, totul de dreptate. E foarte educat, are 7 ani de acasă, cunoaște, că puteți întrebați și din sat, de oricine, că ați vă spună că e educat. Ne-a stăruit tăi pentru dâns și ne stăruim. El ține întrânsul, el e mai liniștit la noi, el nu e așa, mai liniștit. Și el tot ține întrânsul, noi îl mai vedem pe dâns când ne ia acasă. Și el nu pres, nu spune nimic, așa și deși vine și mânca, schimba, făcea lecțiile, orele și apoi și cu tăticul pe afară la lucru și mai... Deci este un copil bun, da, care și învață bine și activ permanent, unde trebuie. Dar ziceți că e liniștit. Adică conflicte până atunci ați avut vreodată? Așa în școală am mai avut cu elevii. De dânsul așa, el nu precu bătaia. Ne-am oprit acolo unde a zis că v-a sunat acea colegă și v-a zis că el este jos la podea, inconștient și să veniți urgent. Da, am înțeles că dumneavoastră nu erați în sat atunci, da? Nu. Ce ați făcut când v-a sunat? Că e în satul vecin școala, când noi învață. Am sunat la soț acasă și am spus cu soțul că ca și s-a întâmplat să duc numai decât la școală. S-a dus el? S-a dus soțul. Dar spuneți-mi, vă rog, pe lângă acea fetiță, colegă de clasă, din câte am înțeles eu, v-a mai sunat cineva de la școală? Cineva din administrație? Nimeni absolut. Directorul, dirigenta, un profesor, un psiholog? Nimeni din profesor, nimeni absolut. Numai din colegă am aflat. Doar această fetiță? Da, de două ori m-a sunat. Odată m-a sunat și ne-a spus iarăși încă o dată că să vină urgent. În platou ni s-a alăturat Vasile Moldovan, tatăl băiatului. El a ajuns în ziua aceea la școala din Pistruieni după incident și acum ne va povesti cum și-a găsit fiul, elev în clasa 9, dar și ce acțiuni a văzut din partea administrației instituției. Vasile, bună seara, bine ați venit! Bună seara! Povestiți-ne, vă rog, în cât timp ați ajuns la școală după ce soția v-a sunat și ce ați văzut, ce ați aflat acolo? Cât va trebui să ajungeți după la școală? După întâmplarea care a fost cu băiatul, a trecut un ceas, 40 minute. Când ați reușit să ajungeți la școală? Când a sunat. A, când a sunat, colega, deci fetița a sunat fetița aproape peste două minute. Ore. Așa? Da, da. Și dumneavoastră? Când ați ajuns? După sunet, eu m-am pus la școală. Cât? În 10 minute? 15? Ei, cât? Cred 10, că ați venit 10 minute, într-un 10 într-un minute suflet. Au trecut până m-am întâlnit cu două colegi de clasă. Pe drum, vine-o pe jos. Și când i-o povestit fiecare. Așa, deci dumneavoastră deja știați ceva, ați aflat ceva până ajunge la școală. Mi-a spus la primele două fete. Ce v-au zis? Că, cum a fost cazul? S-au luat la un balon, s-a spart balonul ăsta la băiatul meu, i-a tras o palmă la coleg. Și-a luat telefonul, nu i-a luat dat înapoi. Și m-a început cu pumnii bărbătești, așa. Chiar cu pumnii deja? Pumne, dar și-au pierdut cunoștința unde opți. Asta s-a întâmplat în văzul tuturor? Unde în văzul colegilor, acolo în clasă. Chiar în clasă? În clasă, da. Dar era o pauză? Era la pauză, dar el era în bancă. Dar ce lecție era? Limba. Unde era profesorul? Că... Profesorii nu erau de fel acolo. Dar de ce? Din înțeles. Era deja după ore sau? Era încă trebuie să mai iei și în colecție, ultima lecție. Dar... Un profesor a plecat, probabil, și celălalt nu a venit, nimeni, sau nu era nimeni. Da. Așa, ziceți că ați venit foarte repede acolo, după da. Ce ați primit acel sunet. Dacă ce ați transport. Văzut la școală? Eram cu transport și m-am oprit la fetele. Ce ați văzut? Două fetișcani care au sunat la soție, au rămas acolo. În clasă? Dar mi-erau după lecție și nu era în clasă. Băiatul era în sala festivă. Ușesc, așa, un ceas și 40 de unde ați aflat asta? Intrați în școală, da? Începeți să întrebați? V-a întâmpinat cineva? Cum da, l-ați găsit în sala festivă? Am intrat în școală, el era la asistența medicală, pe șezute. Cine v-a zis că el e acolo? Eu m-am dus drept la asistența medicală acolo, știam dacă a fost căzut. Am dat întrebarea, cum s-a întâmplat, cum? Și nici el nu-mi spunea cum s-a întâmplat, cum. Dar băiatul, în ce stare? Băiatul nu mă cunoștea. Și dam din spunsele la bucătărea, sau cum să-i spun.
el, dumneiei, l-au văzut în sala festivă acolo, la o bancă, cum s-a spălat pe față. Câteodată nici pe dânsa nu o cunoștea. Și s-au revenit și tot nu știa ce s-a întâmplat. Dar nu înțeleg cum a ajuns el leșinat în clasă. După aia... Din clasă, el s-a coborât la el doilea. El s-a revenit singur, revenit, în fire. S-a revenit, s-a dus fără îmbăstori, fără nimeni absolut. Așa cu... Cum a putut el? Da, până în sala festivă. S-a spălat pe pățișoară acolo, s-a revenit, dar nu cunoștea ei. Și acolo a stat? Acolo a stat un ceas pe 10 minute. Și cum a ajuns la punctul medical, ziceți că acolo l-ați găsit? Da, tot colegii. La primul etaj, colegii l-au dus la... Tot colegii? Da, da, colegii. Fără, iar, de serviciu, fără nimeni, din învăstori, fără nimeni. El era spălat, dar via umflat urii la înfățișare. Și se vedea că a fost lovit pe față? Da, știernic. El vorbea, v-a spus ceva? Da, l-am întrebat și nu ține minte nici absolut cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Să auzim ce ne-ați mai povestit despre acele momente, dar și cum ați ajuns la spital. Atenție! Nu mă cunoștea. Eu grem la dânsul și nu mă cunoștea. Și a pus încet-șor să mă începte la reveni. Și din spusele, dăm două colegi, că mama le-a rugat să șadă la locul de față acolo până la urmă, că nu erau nici învățător, nici învățătoare, nimeni, nici directoare, nimeni absolut. Băiatul s-a găsit întâi la sala festivă, ține de căpșan pe o bancă. M-am dus, dăm la... Am dat întrebarea la asistența medicală, o scoternat orele de lucru la ora 1. Dar asta era la ora 2 când m-am prezentat eu la loc acolo, așa chemare au fost. Dar un ceas, 40 minute, nu a fost un ajutor medical, un minut, nic. Băietul își de pe fund, pe un pătușan acolo și uita, nu mă cunoștea, dar m-am șaptat greie și s-a revenit el lor, zic. Nici nu putea vorbi. E că așa s-a uitat la mine și așa și bine, și așa și bine. Dar am dat întrebarea la asistență medicală, cine ai chemat tot atât timp? Ambulanța. Și zic, fără unul din părinți, n-aveam dreptul. Dar în timpul ăsta se putea de anunțat unul din părinți. Nu a fost lucrul ăsta de fel. Atunci, nu știu, 5 minute, cât am dobit repede, 10 minute, cât am dobit și am vorbit cu asistența și am spus că am dat un repede să o chemăm și am chemat ambulanța și l-am dus la tereniște. Partea dreaptă înflată, falca, totuși aici se ține că l-a durat în tăt căpșeană. Și amețeli și grețuri mari. Întâi o pus o injecție și un fel de somnifer, nu mai țin minte. Și el adornec, l-am adornit o lecție în ambulanță și dăm acolo s-au revenit o lecție și dăm îi dădea interviu cum întrebările. El nici absolut, el nu știe nici zi, nici lecții și lecții, cum s-au dus la școală. Băiatul a fost internat? Da, 10 zile în spitalul ăsta. 10 zile? Ce diagnoză a avut? Cantuzii, cranii închis și ceva, așa că e scris acolo în istorie. Colegii mei atunci l-au vizitat la spital când a fost el internat și au reușit să discute cu el. Haideți să vedem ce ne-a povestit nouă. Atenție! Din ziua în care atunci la școală nici nu ne amintesc. Sunt mai devreme în ziua mai trecută, ne amintesc. Și cum am ajuns aici, când am fost aici puțin ne amintesc și apoi unele lucruri le uit. Acum așa puțin mai bine lucrurile, unele lucruri pot să le uite, că dacă de pildă citesc ceva, este vreo oră, mai țin minte și până seara pot să uit ce am citit. Prins pe zi câte două picurători, injecție în vână și în mușchi. Și pastile dimineața și seara. Întrebam pe tata de vreo 10 ori același lucru, unde sunt, și apoi îmi spune că sunt la spital și apoi mai suntem țin iară, întrebam unde sunt. Nu știu, eu dar am sunat colegul, spun și am puțin, am înțeles de ce s-a întâmplat. Am spus că ceva de la un balon, n-am putut împărțit și am înțeles numai de la un balon, de acum a fost și s-a trecut, nu știu. În primele zile rău mă simțeam, uitam tot și vorbim. Nici nu putem să mănânc bine, așa. Îmi vine să vomit.
toată ziua așa mai eu mai citesc, mai ies puțin, am ia două zile, ultimele două zile, am ieșit pe aici, prin preajmă, am mai plimbat puțin. Aș vrea cu tot în altă școală, dar eu și înainte, când eram prin școala asta, multe probleme erau, nu numai cu mine, mai mulți copii acolo, cu bătăie, cu diferite. Nu țin minte cum a fost atunci, dar mai înainte profesorii vedeau tot ce se trece în școală și ea. Și nu mai spun odată, nu numai cu mine, că mai sunt încă copii acolo. Că alții direct, dacă se băteau repede, luau geanta și se fugeau acasă. Și pe urmă profesorii aflau ce s-a întâmplat acolo. Colegii mei au mers acasă la familia celuilalt adolescent implicat în conflictul de la școala din Pistruieni. Am vrut să discutăm cu părinții acestuia, dar am aflat că ei se află în străinătate, iar minorul a rămas în grija surorii mai mari. Iată ce ne-a zis ea despre incident. El deodată a spus că nu se simte rău, era totul bine și se plimba și a fost și a vorbit cu învățători și cu directoare. Eu acolo nu știu ce s-a întâmplat. El a spus că a ieșit, s-a spălat pe față, a spus că totul e bine, nu și-a mai făcut-o, mai vorbit cu copii și apoi, pe urmă, și-au spus că s-a început a face și că se simte rău. El are probleme de sănătate de mai înainte. Acum nu a fost de la axopolit, de la o palmă. I s-a tras câte un pumn, el a ieșit, fratele a ieșit, e asta, el e de mai mult bolnav. Dacă nu a fost tratat la timp, asta acum nu e motiv că s-a în spital și spui că e Damian. El de mai înainte a fost bolnav. El așa cu capul și cu inima și acum a urăcit, a stat în spital. Nu-i luat de gata, de la un pumn, am ajuns în comă. El a început de la un simplu, de la un balon, l-a spart și fratele a spus, pentru că ne l-ai spart, să-mi dai ceva în loc. Și el a spus ca să dau. Și de la asta el i-a tras prima de două ori și apoi i-a tras și lui eu odată. După asta a ieșit afară, a zis că e totul bine. Pe ori, eu știu cât timp acolo, a spus că el de-am simte rău. E problemă, dar oricum el primul a început și ca oricare alt tot așa-ți reacționa. Stați să vă lovească tot și tu ai stai și ai știu și ai să zici că el e bolnav. Toți suntem bolnavi. Așa nu-i corect. De unde el prima dată m-a stat în spital. El niciodată, de când e Dimitel, de când a ieșit de la de când l-a născut, el niciodată nu a stat în spital. Deci nu aveți un copil bolnăvicios? Nu, dar de unde o luat ieși cu inima că el... Aveam cu două luni înainte trecut aparatul, tomografie, tot căpșanul, tot cu inima, tot. De la început mă gândesc cum este corect să reacționez ca specialist sau ca părinte. Pentru că să recunoaștem când în momentul în care îți este pus în pericol puiul tău, uiți cine ești în cabinet, uiți cine ești în viața de zi cu zi și se trezesc alte stări și alte sentimente. Bineînțeles, cazurile de agresivitate în rândul minorilor sunt frecvent întâlnite. Tocmai pentru asta, toate instituțiile au, în afara regulamentelor, de la Ministerul de Resort, au regulamentele de ordin intern pentru situațiile de criză. Pentru mine, ca specialist, ridică semnul de întrebare de ce a trebuit să treacă aproape două ore până a fi anunțați părinții. Și de ce acești părinți au fost anunțați de către o colegă și nu de către cineva din echipa de administrație a instituției, de către personalul auxiliar, de exemplu, medic, psiholog sau de către dirigintele instituției. Cineva din responsabil. Exact. Pentru că există protocoale care cumva induc acest lucru. Primii spun care exact sunt ce este de făcut în astfel de cazuri. Păi da? Să recunoaștem, se rupe un creion și este chemat părintele la școală. Aici are loc un act de violență și se întâmplă ceea ce se întâmplă. Bineînțeles, și ambii trebuie să fie chemați și cumva, de ambele părți, exact. Celuilalt băiețel. Exact. De ambele, atunci când există un conflict, se chemă anume pentru a nu degenera acest conflict. Pentru copiii pot să-și dea un pumn în clasă și pot să meargă după ore acasă și se bată până la sânge pe drum. Deci dacă se naște un conflict, majoritatea regulamentelor de management intern a instituțiilor prevăd apelarea de urgență a părinților sau punerea la curent a părinților. Pentru asta, în zilele noastre, noi avem grupuri de Viber unde sunt părinții, avem numere de telefon și așa mai departe. Deci, cel puțin pentru mine, din ceea ce am văzut, e o mare întrebare. Acum, sunt niște necunoscute. Da? Și vom afla pe parcurs de ce nu a fost făcut acest lucru. Da,
pentru mine, din păcate, noi am trecut practic asemeni situații, unică la noi n-a fost un pumn, n-a fost chiar bătaie. Aici au fost mai mulți pumni. Da. Și la fel, pentru prima dată copilul a nimerit la spital. Deja... Și la fel nu ai fost anunțată. Și la fel n-am fost anunțată nici de administrație, nici de medic, absolut de nimeni. Mi s-a părut ciudat că, în primul rând, că nu de aproape două ori n-au fost anunțați părinții și de aproape două ori nici medicul n-a știut la concret ce s-a întâmplat. Adică două ori nici nu s-au interesat, da, să vadă ce s-a întâmplat, să rezolve cazul. Da? Școala, instituția de învățământ, în primul rând, erau obligați să intervină prompt, în primul rând, pentru a calma spiritul, conflictul, anihila și ulterior de a interveni cu privire la sănătatea copilului. Deci dacă copilul era fără cunoștință, atât și medicul, cât și oricare alt angajat a instituției era obligat să anunțe ambulanța să vină spre ea copilul. Deci urmează a fi făcută o investigație, o anchetă. Deci nu s-au întâmplat aceste lucruri, pentru că copilul la urmă, bine că a ieșit cum a ieșit, dar dacă era mai grav, pentru că sunt contraindicații copilului. În cele două ore, da, cine știe ce pumn și unde l-a luat, el putea acolo să fie mult mai grav. Deci până a chema salvarea, a zis că ați chemat ambulanța și ați plecat la spital, așa bănuiesc, da? Până atunci, cât ați stat la punctul medical de la școală, a venit directoarea, diriginta, cineva, ați reușit cu cineva dintre ei să vorbiți în ziua ce, în ziua conflictului, sau nu? Nu ați reușit. A venit repede ambulanța și ați plecat să-l ajutați pe copil. Ambulanța și am plecat la tine. Așa. A doua zi ați revenit la școală sau v-au chemat ei sau cum a fost? Eu să văd întâmplat, cum s-a întâmplat. Dar ei nici a doua zi nu v-au sunat? Nu mi-au spus nică. Eu i-am sunat la directoare și m-au pus în ciornă spisă, cum se mai cheamă. V-a blocat directoarea școlii? Da. În acea zi? M-am dus adăuza. Dar de ce? I-am sunat vreo trei ori. Nu știu de ce. Așa e aspră. Deci nici n-ați reușit să discutați cu ea? Pur și simplu v-a blocat? Da, m-am anunțat treia zi. Și de unde au aflat și polițistul de sector a venit acolo în prezență. Și acolo unde? La voi acasă? La școală. A totuși ați ajuns la școală? Am ajuns, da. Și o convorbire acolo a fost tinerșie și... Dar chiar vreau să știu ce fel de convorbire a fost. El mă întreba cum a fost cazul. Dar unde v-ați întâlnit? Biroul directoarei sau în clasă sau pe coridor? În biroul directoarei. Ați ajuns în biroul directoarei. Da, dar nu m-a dus la locul de față cum s-a întâmplat. Nu s-a interesat nici el și eu nici n-am mai aflat. Și acolo era și sectoristul și doamna directoare. Ea a încercat cel puțin să vă, nu știu, să vă povestească cum a fost? Să... Nici ea nu știa cazul cum a fost. A treia zi. A treia zi. Nici ea nu știa. Poate știe, dar nu vreau să spui. Și care a fost discuția voastră? Discuția m-a întrebat pe mine cum s-a întâmplat și de la băiat nu putea să afle. Nică colegile nu au spus, nică deodată nu au spus nici așa, dar pe urmă s-a întors cu tătul altfel. Și polițistul ce v-a zis? Că să reușim la sud, că i-am spus că mai departe să meargă cu sudul, pe lege. Dar directoarea? Directoarea, vă spun, i-am sunat vreo două, trei ori și blocat la numărul, la telefon. Deci voi credeți că administrația școlii a încercat să mușamalizeze acest caz ca să nu le sufere imaginea da, școlii da. Și tot așa, pentru că asta ajunge la direcție și tot așa. Au examene și da? Are și cu dumneavoastră. Și atunci le-au zis fetelor care erau martore, da, să spună versiunea lor că băiatul vostru este vinovat, că el a provocat conflictul și cu asta basta. Da, da foarte corect. Că dacă de la spital este sesizată poliția, poliția deja sesizează și instituția de învățământ. Scoasă din funcția de directoare. Directorul, în primul rând, trebuie să răspundă. La noi, în Chișinău, directoarea a avut aceeași reacție. Ca așa cazuri am mai avut mai înainte. Nu sunt cadrele didactice, nu este directoarea și nu este nici diriginta vinovată pentru agresivitatea copiilor. Directorul protejează pedagogul. Direcția de învățământ o să apere directorul. Observăm noi acolo careva relații de cumătrism, de prietenie, de rudenie. Dar la noi nimeni nu vrea să răspundă.
Vă reamintesc că în această seară vorbim despre incidentul care s-a petrecut la gimnaziul din satul Pistruieni, raionul Telenești, în ziua de 14 februarie. M-a anunțat un coleg de clasă. M-a sunat pe telefon și mi-a spus că să ne prezentăm numai decât la școală. La o pauză, doi elevi din clasa 9 s-au luat la harță până s-a ajuns la pumni. În consecință, unul dintre băieți a ajuns la spital unde a stat timp de 10 zile. Nu ține minte nici absolut cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Cantuzii. Părinții băiatului sunt indignați de reacția responsabililor de la școală. Potrivit lor, după bătaie, băiatul, care se simțea rău, a fost lăsat singur timp de 2 ore, fără ca cineva să cheme medicii sau măcar să-i anunțe familia. Atât și medicul, cât și oricare alt angajat a instituției era obligat să anunțe ambulanța să vină spre ea copilul. Soții moldovan cer explicații de la administrația școlii din Pistruieni și vor ca cei responsabili să fie pedepsiți pe măsură. Echipa Aici Moldova a vizitat gimnaziul Anton Moraru din Pistruieni la 8 zile de la conflict, ca să afle ce s-a întâmplat între cei doi elevi în ziua de 14 februarie, dar și cum au reacționat cadrele didactice atunci. Iată cum au fost întâmpinați colegii noștri. Când am intrat în școală, ne-a întâlnit o angajată care s-a oferit să cheme directoarea. Cea din urmă, când a auzit scopul venirei noastre, nu a vrut să recunoască că este în fruntea instituției și a solicitat să ieșim în hol până va chema pe cineva din administrație. În parte și aici, să vă rog. La noi e epidemie. Hai, vă rog. Ieșiți în parte și aici. Ieșiți că acum e în timpul lecțiilor și acum să anunț și a spie. Și în timpul lecțiilor să nu... La scurt timp, angajata care ne-a întâmpinat ne-a forțat să ieșim din instituție. Ea ne-a spus că această cerință vine de la ordinul directoarei. Liberea de școală. Adică pe eu primesc eu care... De ce nu vă dat voi în școală? Am încercat din nou să intrăm în școală ca să putem avea o discuție eficientă cu managerul instituției. Totuși, angajații ne-au bruscat și țineau ușa ca să nu putem intra. Chiar și trecerea elevilor a fost limitată. Situația a degenerat până la faptul că unul dintre copii a fost nevoit să intre în instituție pe fereastră. De ce intră copiii pe fereastră? Nu am înțeles reacția administrației și timp în care stăteam în curtea școlii, am contactat-o pe directoare telefonic și am trimis un mesaj ca să aflăm cum a acționat în cazul elevului de 14 ani, dar nu am primit vreun răspuns până în prezent. De aici vreau să discutăm cum credeți, de ce a fost această reacție care mi se pare că este mai mult decât exagerată. Din incapacitate, din teama că o să trebuiască să dea declarații mai sus pentru ceea ce o să spun în fața camerei, noi știm că instituțiile de stat întotdeauna cheamă la covor, din lipsa de experiență probabil, ori poate dintr-o experiență neplăcută care a avut loc altă dată, sau din necunoașterea situației. Cum adică directoarea școlii mușamalizează așa caz? Ei chiar și indiferent de cine prima a început conflictul, cine e vinovat, care copil acolo poartă răspundere, asta nu contează absolut, instituția poartă răspundere indiferent de comportamentul copiilor. Dacă un copil are traumă primită în timpul orilor de studii, este responsabilă instituția și directorul în primul rând trebuie să răspundă. Ne era obligată să sesizeze o anchetă internă, să facă o investigație, să vadă care profesor sau care cadru didactic era obligat în momentul respectiv să supravegheze copiii. Copiii nu au voie să fie lăsați fără supraveghere și conflictul, dacă era să fie un cadru didactic prezent, probabil nici nu era să fie sau nu era să degenereze. Și atunci se primește că directoarea mușamalizează vreun cadru didactic. Și dacă noi să săpăm mai adânc, să nu observăm noi acolo careva relații de cumătrism, de prietenie, de rudenie. Eu îmi dau seama că acolo așa și se întâmplă. Noi vorbim de școală în sat. La noi, în Chișinău, directoarea a avut aceeași reacție. Asta, eu cred că totuși din incompetență și frica camerelor. Pentru că, de exemplu, recent, am avut la liceul care acum băietul învață, tot au avut un conflict între copii. Eu imediat am fost sesizată, da? Indiferent care
drept, care e vinovatul, că a început conflictul, alt băiat a avut... Dar primul lucru care au făcut... Da, primul a fost sesizat părinții. Au spus care vor fi pașii următori, tot. Aici este, în primul rând, incompetență. De la gimnaziul Anton Moraru din Pistruieni, echipa noastră s-a îndreptat spre Direcția Generală Educației Telenești ca să aflăm cum ar fi trebuit să acționeze responsabilii școlii în cazul elevului din clasa a noua. Acolo, colegii noștri au reușit să discute cu specialistul principal din cadrul direcției, Maria Vlejo. Vă invit să ascultați ce ne-a spus. Directorii de școli se conduc de o procedură special elaborată de Ministerul Educației, prin care sunt obligați să intervină prompt în situații de felul acesta, de violență, de asupra copilor, de, mă rog, pericol asupra vieții copilului, și sunt obligați întâi să sesizeze organele abilitate, poliția, și, în cazul dat, medicul școlar sau poate chiar salvarea, dacă era cazul așa cum se menționează, cum spun părinții. Și, de obicei, în raion, astfel de cazuri imediat sunt sesizate și se iau măsurile de rigoare. Dacă, încă o dată menționez că regretăm foarte mult dacă s-a ajuns la ceea ce se menționează de părinți, că copilul a fost lăsat, că a intervenit un coleg, bravo colegii că a intervenit, dar asta era responsabilitatea administrației instituției să o facă. Și vom lua cele mai drastice măsuri. Cu atât mai mult n-ar trebui să fie o atitudine atât de mai puțin umană față de un copil care a, nu contează din ce cauză s-au luat ei la bătaie acolo. Contează faptul că unul din ei a suportat o comoție, am înțeles, că așa din cât se pare. Și asta este grav. Trebuia să fie imediat anunțat și invitat salvarea, să se ia măsurile de rigoare, că e pus în pericol. Ori protecția vieții copilor este o sarcină de bază a unei instituții de învățământ. De aceea mergem mâine la fața locului ca să clarificăm și să luăm și o atitudine și să vedem cine se face vinovat. Am înțeles că există un regulament cadru. Noi cunoaștem că există, de către ministerele de resort, întotdeauna doamna e eliberat regulament cadru. Foarte clar. Da. Deci, după ce am ascultat-o pe doamna Vlejo, a fost totul clar. Cum trebuie să se procedeze în astfel de cazuri? În baza regulamentelor cadru, instituțiile creează regulamentele interne după obiectivele stabilite de către regulamentul cadru. Ministerul ne dă blancu și noi punem cuvințelele noastre cum ar veni acolo, astfel încât să existe un management eficient. Dar și... ce prima concluzie pe care o facem când o auzim pe doamna Vlejo este că la 8 zile de la incident, direcția nu știa nimic despre incidentul de la școala din Pistruieni. Ați văzut. Doamna a zis că mâine vom merge, vom investiga. Și este clar că la 8 zile nu se știa nimeni, deși direcția, tot dumneaei, a zis că direcția este prima care este după de administrație, este În mediul urban lucrurile un pic se mai întâmplă și mai altfel. Dar noi nu suntem după Rusia director, cu, după director, mă rog, mai avem teritoriu, cel mai mare teritoriu din lume, da? Noi suntem Moldova și nu cred că de la Pistruieni până la Telenești să dai un telefon a fost atât de complicat. Eu știu, eu am fost la dumneiei. A doua zi am fost. Doamna Vlejo știa? Da. Sunt că una în persoană. Cum a doua zi? A doua zi după incident, Vasile? Da. Noi am fost în adresa. Ora 2, ora 3, nu mai țin minte. Dar eu am fost la dumneavoastră încă. Sunt că una în persoană. Deci dumneavoastră atunci, la 8 zile de la incident, nouă ne-a zis că ei abia mâine se duc să investigeze. Da, după aceea a doua zi. Iată, asta nu știa. Eu am fost la dumneavoastră. Deci vreți să spuneți că direcția... De-am știe.
educație, te liniște? Și a pornit, nu știu câte zi, dar la pisturine, la școală. În prezență, de mai fost tu? Când am fost eu în prezență, pe ele erau amândouă. Eu vreau să vă întreb acum. Deci, este clar că aveți pretenții față de administrația școlii. Foarte mari. Să-mi spuneți ce vreți să obțineți? Pedepsite. De ce ați venit astăzi să ne povestiți despre cazul fiului dumneavoastră și ce vreți să obțineți? Sau, mai exact, am înțeles că vreți să fie pedepsiți, da? Pedepsit, cine exact și pentru ce? Vreau să vă aud, să-mi spuneți. Directoarea acolo și ei mai mari pe toți. El s-ar putea de luat de la dirijentă. Cum trebuie să răspundă? Ce trebuie să facă? Trebuie să ne anunți pe noi în primul rând. Dacă nu, dacă vă văzut chiar că într-adevăr că e rău băietului, puteți să chemi și salvarea, primul ajutor să-l dăie. Dar noi când am fost noi anunțați? De la o elevă, putem să fim la ori și credeți la că acest lucru trebuie să facă directoarea? Da, directoarea ori dirijenta. Cine trebuie să răspundă? Dirijenta, directoarea. Dirigenta și directoarea. Și ar trebui și asistența medicală. Ea era chemată de acasă și tot nu i-au sunat. La ea programul s-a terminat la ora 1, da? Dar lecțiile continuau la copii. Dar trăiește două case de la școală. Uh-huh. Cum credeți că ar fi trebuit să fie pedepsiți N-ar trebui chiar, eu cum a ajuns e directoarea acolo, că noi cu studii, deci asta vreți să, asta de fapt cereți, da? Ca doamna directoare să fie scoasă dată din funcția de directoare. Așa? Iar diriginta, cadrul medical? Eu aș zice tot pedepsit și ele, că tot așa e rolul jucat și dumnealor. La mai bine de o lună, după prima discuție, colegii noștri au revenit cu un apel telefonic la Direcția Generală Educației Telenești ca să aflăm dacă de atunci au întreprins măsuri în privința gimnaziului din Pistruieni. Iată ce ni s-a comunicat. Noi am fost, am discutat cu profesorii, cu băiați și el au plecat la o rudă în... Și... Odată cu plecarea copilului și el a dispărut și problema respectivă. Noi am mers acolo, am stat de vorbă cu profesorii, le-am dat un termen să ne prezinte un plan de acțiuni. Ce măsuri s-au întreprins în privința administrației școlii? În privința administrației școlii, directoarea a fost avertizată, oral. Dar ce v-au zis? De ce nu au chemat ambulanța? Ba da, au chemat ambulanța, dar un pic cu întârziere. Ei au chemat ambulanța, dar au chemat-o abia după ce părinții le-au permis să o cheme. La început părinții n-au fost de acord să cheme ambulanța. Copilul ăsta, printre altele, este la evidență de mulți ani. La evidența medicului neurolog cu probleme neurologice, de probleme de sănătate. Tocmai de asta ei s-au adresat părintelui ca să vină, să permită să cheme ambulanța și el nu a fost de acord. Au zis că nu e necesar, că copilul lor e în regulă și nu e necesar. Tatăl copilului spune că el a fost cel care... Da, tatăl copilului spune mai multe lucruri, dar trebuie demonstrat lucrurile astea. Aceeași doamnă de la Direcția de Educație... Da, care mai înainte, ca spune că voi ați fost anunțați și ați refuzat să fie chemat ambulanța? Nu a fost niciun anunț. Numai că din colegii ne-a chemat, m-a anunțat pe mine și eu am anunțat soțul. Soțul a venit și a chemat ambulanța. Ce credeți despre ce a declarat? Minciune. Și atunci când a fost dumnealor de la Telenești la școală, a doua zi după și a spus dumneavoastră cu... Soțul a fost și a spus, Doamne ferește, spune un cap la soț, nu dovedea să vorbească o vorbă, că ele toate un cap. Cine la... ele toate? Și profesoare, spune tuteam. Era și dirijenta acolo și dacă dumnealor două care la Telenezi, la direcția. Și n-am mai dovedesc, acolo s-au pus în cap și directoare, și nu le înțelegei. În ce sens visau în cap? Eu m-am dus să scot băiatul din diopsie din școală. V-au întâmpinat într-un mod agresiv? Agresiv era, din calea afară. Asta vreți să spuneți. Uh-huh. Și v-ați adresat la Direcția de Educație Telenești ca ei să vă ajute să luați totuși actele copilului. Da, și una din dumnealor o să dă-i notele. M-am dus adăuza, două ceasuri jumate am așteptat notele și a ieșit ajutorul directorului cu directoarea, s-a suit în mașină și nu mi-a spus când ne dă, când nu ne dă. M-am dus și eu liniștit acasă, dar nu liniștit. A treia zi m-am dus
sunt eu scos notele cu marș și... Noi știm că v-ați transferat copilul la altă școală, da? Chiar dacă era deja cam, uite ce... Da, se spune că în clasa nouă nu prea e de nici băietul nu vroie să rămână. Exact asta voiam să vă întreb. A fost decizia voastră ca părinți? A băietul, în primul rând. Că așa cazuri eu mai avut mai înainte. Cu două luni mai înainte de cazul ăsta, eu am mai avut bătaie la Căpșan. Și nu am vrut să-mi spui. A, deci voi n-ați știut despre asta. N-am știut. Cu același băiat a fost conflictul? Nu, cu alții. Trei a fost atunci. S-a întâmplat tot la școală? S-a înscris Jalba și am scris-o la poliție și... Stați puțin, asta s-a întâmplat tot la școală în timpul orelor? Da. Și nu a știut nimeni? Nimeni. De-a băietul a venit acasă și mi-a spus de noi, l-am văzut că el parcă e bătut plâns. Și atunci de ce n-ați? Am scris lămuriri acolo, scris tet și ajutorul directoarei, o strâns foița și o pus-o la dânsa în catalog și așa și-o rămas. Scăsie măsuri și nu mi-a luat măsuri. O chemat polițistul, nu a venit. Ce aveți de gând să faceți mai departe? De fapt asta era întrebarea. Ia că stau de vorbă cu domnia ei, mi-a scos născoșeala asta la urmă. Când ne-a anunțat înainte, ne-a anunțat noi am refuzat că schimie salvare. Deci o să mergeți la direcția Telenești să vedeți de ce doamna Vlejo a făcut această declarație, da? Pentru că dumneavoastră ziceți că e o minciună. Da. Mergem înainte. De ce? Ce vă face să nu renunțați? Băiatul merge mai departe, dar acolo situația tot așa merge. Deci vă gândiți și la alți copii că pot să pățească exact același lucru ca și băiatul vostru? Să nu suferi alți copii, că cum a suferit și copilul și părinți, alți părinți, așa că... Da, totuși educația copiilor și inclusiv și noi agresivitatea pornește din familie. Noi instituționalizăm copiii și îi lăsăm în grija și supravegherea cadrelor didactice, cadre didactice care nu au obligativitatea de a fi în pauză în cabinetul în care au loc lecțiile. Îmi dau bine seama că aici a fost o greșeală de management a cazului, a situației, dar nu sunt cadrele didactice, nu este directoarea și nu este nici diriginta vinovată pentru agresivitatea copiilor. Eu tare cred că mulți manageri din instituții o să se autosesizeze și cel puțin în instituțiile lor o să discute o dată în plus ce facem în astfel de situații. Tare vreau să cred că profesorii și administrația acestei instituții, acestui gimnaziu, o să-și recunoască greșeala de protocol care au realizat-o. Nu știu dacă o să soldeze sau nu cu niște demisii. Că nu ține de competența noastră. Da, asta e exact. Dar ce le-ai recomanda părinților? Să aibă grijă de copilul lor, să-l iubească în continuare. Și încă o dată mă repet, eu admir foarte mult spiritul lor civic, pentru că au spus foarte clar, dacă s-a întâmplat cu copilul meu, vreau să mergem mai departe ca să nu se întâmple cu alți copii. Deci directorul protejează pedagogul, direcția protejează directorul, partea care a aplicat loviturile, deci este interesată cumva să mușumanizeze ca copilul și să nu fie tras la răspundere, fiindcă dacă copilul a comis astfel de acțiuni violente, înseamnă că și tuturile, sora care are grijă de dânsul, tot trebuie să fie tras la răspundere. Deci cumva s-au gândit că cântarul cumva prevalează în favoarea lor, a tuturor celorlalți în afară de dumneavoastră, fiindcă sunt prea multe puse în joc, în raport cu dumneavoastră. Deci soluția pentru voi ar fi fost cea mai viabilă să fie copilul meu transferat la altă școală și atunci problema în genere dispare pentru toți. Și de ce s-a ajuns la așa situație? Eu aș insista totuși pe procedură de mai departe, fiindcă într-adevăr, în primul rând, trebuie să fie un ecou și de a preveni pe viitor astfel de situații și dumneavoastră aveți instrumente legale pentru a putea insista pe astfel de proceduri. S-a comunicat că de ce directoarea a fost sancționată verbal prin avertisment. Dumneavoastră aveți dreptul să depuneți o cerere să fie eliberat ordinul
de sancționare și să-l contestați în instanță de judecată. Eu consider că dumneavoastră în instanță puteți să obțineți o sancționare mult mai aspră față de directoare, inclusiv până la demitere. Și un aspect foarte important care eu observ că publicul larg nu-l cunoaște. Este o instituție, există o instituție instituită sau înființată de către Ministerul Educației și Cercetării, care se numește, deci, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică. Este un centru care se ocupă cu anume cu gestionarea acestor situații, crearea cadrului legal, cum trebuie de procedat în astfel de situații, aplicarea lui, monitorizarea lui și în caz că se depistează că anumiți pedagogi sau psihologi școlari nu cunosc anumite practici de lucru, ei le creează, deci, instrumente și cursuri suplimentare, deci indicații pentru a merge la cursuri, pentru a primi cunoștință cum se gestionează astfel de situații. Eu am avut tangenți cu acest centru și, într-adevăr, el lucrează foarte bine, sunt profesioniști foarte instruiți. Eu îmi dau seama că nu se popularizează această instituție, fiindcă a nu crea o avalanșă mare de astfel de sesizări. Și cumva se lucrează, deci, particular pentru fiecare caz în parte. Deci, dacă dumneavoastră doriți să insistați pentru ca să fie tras la răspundere, eu cred că dacă directoarea, cel puțin, recunoște că a comis o greșeală, vine și cere scuze de la dumneavoastră și vă promite că pe viitor nu se vor mai întâmpla astfel de situații și probabil copilul dumneavoastră, dacă există altă clasă, de a fi transferat în altă clasă sau cumva de a avea o comunicare dintre acești doi copii, ai pune în fața directorului, totuși autoritatea directorului în școală, totuși este una înaltă. Și dacă directorul era să vorbească cu acești doi copii și avea să-i împace, să dă o mână caldă băieță și avea să soluționeze, lucrurile nu trebuie. Deci copilul dumneavoastră se ducă în alte instituții. Din păcate, an de an, nimic în școlile noastre nu se schimbă. Aceste cazuri sunt și, cu părere de rău, încă vor fi. Să vă calmați, să vă creșteți băietul. Ați făcut un pas foarte corect din proprie experiență. I-ați schimbat școala, i-ați schimbat atmosfera și cercul de comunicare, da? Să-l susțineți în examenul de clasa 9 și mai departe și cu asta tot. Pentru că directorul o să apere profesorul, direcția de învățământ o să apere directorul, pentru că să iei fiecare lanț după lanț, este greșeala celui de mai sus. Este greșeala, răspunde cel mai sus, dar la noi nimeni nu vrea să răspundă. Da? Și multă răbdare și mergeți înainte în altă școală, cu părere de rău. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.